Iuliana mă moștenește pe mine și partea de pictură și voce. Am început să pictez în generală și ținând cont că eu aveam de obicei 10 la pictură, colegii mei mă puneau să le fac și lor desenele. Luam 5 lei pe un desen, adică nu era o sumă extraordinară, 2 lei, 5 lei, depinde cum îl făceam. Dacă era în creion era mai ieftin, dacă era pictat complet era mai scump. Pentru mine muzica e ca o casă, pentru că acolo pot să mă adăpostesc oricând, fie că mi-e bine, fie că mi-e rău. Bineînțeles că orice copil am vrut să ajung pe cele mai mari scene ale lumii și să devin o persoană cât mai consacrată. Și mi-am pus ambiția la cale și am încercat ușor, ușor să mă dezvolt și să ajung acolo unde îmi doresc. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Să auzim, Mircea Dinescu, vă rog! Iuliana a venit cu o melodie care nu are cum să o facă vedetă populară. Asta e, te duci undeva la o petrecere și cânti și tu pe acolo, poate iei un ban și lumea zice că merge la nuntă sau la un botez. Bun, mergem mai departe. Cornelia! Mie mi-a plăcut, Iuliana. Mie mi-ai transmis. Ești foarte caldă și cred că ești un om foarte bun. Mulțumesc, frumos. Mulțumim. Niculina, te rog. Da, Iuliana. Ai tot ce-ți trebuie pentru zona din care vii. Dar piesa pe care ai interpretat-o este piesa din repertoriul? Georgete Angel. Deci este o piesă valoroasă. De ce n-ai ales o melodie mai puțin cunoscută pe care tu să o propui oamenilor, nu una care e tocită și cu cea mai cunoscută. Aceasta pe care asta nu înseamnă nimic, ca să știi. Pe care am interpretat-o, nu am auzit-o până acum în niciun festival. Este o piesă căutată de mine, am găsit-o extrem de greu. Ea zice că e la școala de muzică, la ce facultate, unde? Sunt primul an la Facultatea Valahia din Târgoviște. Din Târgoviște, acolo. Tu ai zis aici că tu în Argeș nu găsești repertoriu. În Argeș există doină. Cine? Sunt balade. Tu ai zis că ai căutat nu știu ce melodie. Nu este de ajuns. Ai venit cu o horă, ta-ta, moliciune. Foarte bine a zis Mircea Dinescu. Ai 19 ani, ai cântat corect, dar cât aș fi eu de îngăduitor, nu pot să apreciez să zic, bă, să intre fata asta într-o competiție serioasă. Încolo a fost bine, ești îmbrăcată frumos. Ai avut preocupare să vede că cineva s-a ocupat de tine, să vii îmbrăcată frumos. Așa, ești foarte... Dar nu hainele, știi ce...
Nu e suficient. Nu hainele fac pe om. Sufletul, ce ai în tine, și atunci hainele îmbracă sufletul și atunci poți spune o poveste. Așa că a fost bine. Bun, succes! Mulțumesc! În continuare!